și abrupt. Am filmat, am semnalat problema de la Gălbenuș și nici o reacție. Nici primăria nu intervine și ea ca alt magazin nou s-a deschis tot fără rampă de acces. Aici librariul și-a făcut rampă, dar e foarte înaltă, periculoasă. Degeaba are balustradă, dincolo banca n-are. Geoxul cel are, dar e tot înclinat. Mai departe iară n-are. Casa presii n-are. Da, uite și e abruptă. Măcar are balustradă, nu ca cei de la Curtea Supremă. Asta are balustradă cât și de cât, da. Dar e destul de complicat. Cu ceva greu, de exemplu, că nu doar când scaun rulant. De exemplu, să ai o pungă sau să ai... E complicat. Nu, sau dar dacă scaunul rulant, sigur nu poți urca singur aici. Oricum îți trebuie să fii însoțit, adică n-are... Să te împingă cineva sau să te tragă sau să te țină să nu luni la vale când la ieșire, da, de la foarte abrupt. Librărie. Este, pur și eu nu înțeleg, pentru ce există normativul ăsta? De 8%, de 8 grade. N-are voie să fie mai inclinat. Mai inclinat decât 8 grade. De ăștia ca să nu deranjeze cu 8 grade, n-au făcut deloc. Și Gălbenuș n-au făcut deloc. De ce trebuie? Ca să nu aibă cine... Hai să vezi, până la primărie, nimeni nu are rampe normale de acces. Și are... Are Moldova are de obligații. Ce să plătească la CEDO. Pentru că dacă s-ar porni toată lumea să, își ceară dreptul de acces, noi n-am mai ieșit din cheltuieli de judecată și de recompensă, de prejudicii. Și sunt mulți... Ce doar să examineze pe 20 de ani, 10-20. Sunt multe persoane cu dizabilități. Vreo 10% ar putea să plângă mulți. 180 de mii de persoane. Două găgăuzi ca populație. Atât. Dar oamenii nu prea ies din casă, nu prea participă în viața publică și nu prea sunt ajutate de avocați, de exemplu, că durează mult la CEDO și... La avocați trebuie să te adresezi. La mine, trebuie să-i plătești. Nu s-au adresat, dar eu sunt gata să iau cineva. În cauza asta, că nu are acces într-o clădire, nicio problemă. Aruncăm o cerere judecată și publicăm primăria. Cele acolo. Ei le-au dat voie la toți să construiască, dar exact. Trotuar să iasă, dar să facă normal și pentru ceilalți care nu pot să urce pe scările. Și agenții privați este un subiect. De aici ce frumos ar putea să facă. Deci, aici, și cât e de lunicoasă marmura asta chiar și pentru omul normal. Dar mai ales când e udă, când e ploaie, când e ghețuș, când e... Noi avem bani de cheltuit, de aruncat în vânt. Noi avem bani pentru să reconstruim concerte pe tot ce vrei. Arena Națională, sau cum se cheamă, arena aceea de la Stăuceni au făcut, arena Chișinău. Dar aici, iată, rampă, ioc. Nu, da. Deloc. Acum și-o să ajungem sau de mântuială ai făcut. La... Și asta e fix lângă primărie și guvern, alături e guvernul. Dar ce e interesat de tine aici? Pe noi ne interesează. Da, dar noi... Și legea scrie, și e obligatorie legea pentru toți. Iată, o sumedenie de oameni, mai ales cercetori, ales în București. Eu îi trimit la Parlament, știi, de exemplu. Iată, oamenii dacă ar ieși și asta fața Parlamentului. Problema este că noi avem potențial enorm cu oamenii ăștia. Oamenii ăștia au potențial intelectual și cultural, care ar putea fi valorificat. Țara asta ar putea beneficia de el. Dar noi nu le permitem accesul, ca ei să se simtă autonomi și să poată implica plenar în viața socială. Uniunea Cineaștelor e fără rampă de acces. Aici, șaormerie, fără rampă de acces. Numai la casele Palatul Național, pragul e mic și poți să intri să-ți iei bilet. Nu știu cât e de accesibil Palatul Național însuși, dar dacă îți iei bilet, ar trebui să-ți asigure și accesul, nu? Dacă și uite, construite, casele sunt construite pe timp sovietic. Atunci s-au gândit. Acolo e vorba și de... accesibilitatea să fie sigurată. Uite, Cozel, parcă vine din Europa, Kozlovna, cum îi cheamă. Făcut un prag, 15 cm, dar e inaccesibil pentru omul cu scaun rulant. Singurul poate vine. Farmacia și-a făcut rampă, dar e foarte înclinată. Inclinat, da. E greu de urcat, e ușor de lunecat. Toată da, și avea unde să se întindă. Ia uite, farmacia până aici, se întindea o leac. Toată lumea vrea să... Aici ce e? Asta este o instituție publică. Serviciu de stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor în construcție. Chiar ei nu au rampă de acces. Ei expertizează proiectele în construcție. Serviciu de stat. Cafea Marin.
fără accesibilitate, cafeaua Maringi. Aici, în schimb, gangul care intră la primărie, făcut accesibil, că intră cu mașina, primarul. Da, 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 da. Aici nu puteai spui prag, nu? Dacă banca nu mai are, iau. Banca are rampă, dar e tot prea înclinată, fiind cum bancul Voronin. Ele sunt? Nu că trebuie să fie. Ele există, monitorizarea nu se face, îi cunosc tot. Necunoașterea legii nu te absolvă de răspundere, dar cine ia în primire proiectele astea? Primăria. De ce acceptă primăria așa rampă de acces? Primăria acceptă orice pentru bani. Probabil e vorba de corupție. Da. Nu cred că primăria nu știe care sunt standardele. Toate inițiativele astea doar declarative, pentru că nu avem realmente oameni în parlament, oameni care sunt vizați direct, persoane cu nevoie. Bonjour! Sănătate, sănătate! Ia, mai nu departe, avem iar persoane noi. Cu nevoi speciale și pe lista Partidului Verde Ecologist mai avem mai multe persoane chiar care prima, au nevoie. Chiar prima pe listă e persoane prima cu listă nevoi sunt speciale. Eu, Apana Solga, care am și eu necesități speciale, dar mai avem și alți colegi. Uite, n-au rampă, pragul nu e înalt, dar pentru unii e inaccesibil. Ce înseamnă limba rusă și nu are traducere din limba română? Aici au rampă, dar e destul de înclinată, e periculoasă la bancă. Și la bancomat nu poți ajunge din cauza rampei astea. Trebuie să ai oricum însă-ți tot. Eu făcut-o pentru bancomat. Și oricum e prea înclinată. Puteau să o facă mai lungă și să fie mai puțin înclinată. Și asta deja e blocul, e corpul clădirii primăriei. Asta e bulevardul central. La primărie au făcut o rampă și deschide ușa taman înspre rampa aceea. Și intri până în holul primăriei, mai departe nu poți, te duci că e prag. Și scări, gata, n-are lift, n-are nimic. Intri să vorbești cu polițistul. Atât de accesibil e primărie. Ei, acum îmi pare că o scos turnichetul, ce la poți să intre. Dar la ce-ți folosește, dacă e prag, scări. În momentul când vom avea în Parlament persoane care să fie direct vizate și cărora chiar într-adevăr să le pese și care să insiste pe asigurarea accesibilității, Partidul Verde... Magazin de modă. Da. Putea să facă accesul direct, a pus prag la ușă, a ridicat ușa cu 15 cm. Putea să facă accesul direct din stradă, să nu intre apă. Și doar nu-i risc de inundare, bulevardul central nu se inundă, râul e cu mulți metri mai la vale. Uite, aici prag noi, aici a fost posibil la Milavița, aici au făcut prag, aici au făcut prag. Aici, all da. Time. Nu cred că au fost intenționat. 10 cm dai prag. Un fel de nepăsare așa. Pentru că nimeni nu le-a cerut sau le-a cerut așa, cu jumătate de gură. Și aici... Nu se insistă și nu se amendează. În paradis se intră cu rampă, prea înclinată și cu prag. Rampă și prag la paradis, la cumpărat. Aici ne-au făcut în general. Dar sunt foarte multe centri comerciale și magazine care în fața au rampă și el arată așa, dar înăuntru, ca să ai acces la magazinul în sine, magazin de artizanat. Prag mic, dai prag. Fix în corpul primăriei. În clădirea primăriei. Informații da, pentru turiști da. Și închis. Dar turistul dacă vine cu dizabilități, cu scaun rulant, nu poate intra, că e prag. Și turiștii în apus nu s-au obișnuit cu așa ceva, dar deja poate e accesibil. El nu mai vine dacă vede așa ceva. Uite, clădirea veche, 100 de ani în urmă făcută, fără prag. Să intra direct. După aceea, pe timp sovietic și după sovietici, au început să facă praguri. Le pare lor mai interesant cu pragul. Chiar dacă standardul spune altceva, deci iată, până la urmă, nu contează ce scrie în lege, ci contează cum interpretează ăștia și cum o citesc legea, dacă o citesc. Și intrarea principală în primărie. E cu rampă. La comuniști nu aveam nevoie. Direct în intri în hol și acolo tot e prag sus. Adică intri și vorbești numai cu polițiști și atât. Hai! Bună ziua! Bună, bună! Ce faceți, domnilor? Filmăm! Filmăm doar intrarea aici, puțin. Și să vedeți cât e drept de ales. S-a făcut rampă de acces, Olga, până la... Da, până la expoziția asta minunată, care eu pot să o văd. Pe internet. Da, pot să văd și pe internet, dar pot veni chiar și așa
Dar mai departe? Zacrito. Mai departe, dacă sunt scaun rulant, gata, nu am acces. Cum intră omul în scaun rulant? La eu în casă. Dar nu eu, nici primarul nu coboară. Ce bani face audiență sau ca poate ca vine aici să vorbesc eu cu dumneavoastră. Nici ce bani nu face audiență, ca certoacă. Dar ei toți n-au audiență. Eza toia ca te dezinfectează. Cu rază ultraviolet, ești cu fel. Hai, Olga, ne-a lămurit. Deci dacă la primărie e așa, dacă la primărie e așa, păi și vrei din tot orașul sau... Sau din toată țara. Sau din restul țării. La primărie ca acolo este? Este o rampă, dar nu știu cât e de înclinată. Ea că vin cu flori, sărbători, cum se treacă fără sărbători? Acest șampanie, că fără șampanie nu-i bună sărbătoarea. Dar nu contează, alcui, tot sărbează, nu numai primarul. Deci până când noi nu vom avea deputați, și nu pur și simplu deputați, că au mai fost deputați în alte legislative, legislaturi cu dizabilități, și tot s-au accesibilizat, îmi pare, clădirea Parlamentului, da? Am zis, legislația e bună acum, au presat Europa, au presat foștii deputați cu dizabilități sau ăștelalți tipici care au înțeles problema. Dar legile nu se execută, trebuie guvernul, trebuie primăria să citească legile și să le aplice. Și să fie oameni într-adevăr dedicați care să insiste pe asta și noi cetățenii să fim activi. Partidul Verde Ecologist vine, am zis, cu câteva persoane pe listă, cu mai mulți pe listă care sunt vizați și care chiar...